Cine nu a ajuns pe litoral, dar duce dorul scoicilor și rapanelor din Marea Neagră, le poate savura în inima Ardealului, la Târgu Mureș. La primul festival de mâncare stradală, bucătarii din toată țara s-au întrecut în rețete irezistibile. Gurmanzii au avut de ales între preparate românești, mediteraneene sau exotice. Și pe cea mai frumoasă stradă din Sibiu este spectacol gastronomic întregul weekend. Bun venit la Târgu Mureș, la primul festival dedicat mâncării stradale, un carnaval al gusturilor și aromelor amețitoare. Pentru toți cei care iubesc mâncarea bună și gusturile rafinate. Zeci de culturi și-au dat întâlnire pe bulevardul cetății medievale. Alături de vârști nemțești și burgeri americani, au stat la loc de cinste quesadilla, taco și burrito mexicane. Dar vedetele absolute au fost de departe fructele de mare. Ce cumpărați? Calamar, pane. Creveții, caracatița și calamarii aduși de peste mări și țări au avut o concurență românească, pui de baltă și rapane. Când eram mică, mâncam clacii aceștia de pui de baltă și mi-amintesc de copilărie. Pregătesc pui de baltă, rapane, creveți în sos de vin, midii, caracatul la grătar, rașfierți. Prețurile pornesc de la 13 lei pentru un hot dog și ajung până la 35 de lei pentru o porție de rapane calasolina. Un platou cu midii, calamar și creveți pane costă 50 de lei și 25 de lei o porție de pește cu cartofi. Cum e gustul ăsta? E foarte bun, e organic, așa se spune aici. Pe produse organice și rețete secrete au mizat și bucătarii din Sibiu. S-au strâns pe cea mai frumoasă stradă a orașului să facă spectacol gastronomic. Fie că e vorba despre o paelia savuroasă, caracatiță, midii, creveți, fie despre un sandwich ridicat la rang de artă. Pregătim niște delicioase sandwich-uri cu carne de porc. Este o ceafă mai specială, care stă 18 zile la temperatură joasă. Carnea se ține 3 ore la afumat. Abia apoi începe magia. Părnița o luăm, o sfredelim, o fibră. Și amestecăm, o siropăm cu un sos barbecue făcut de noi. Un sandwich costă 20. Cine n-a ajuns astăzi în Sibiu, mai are încă timp. Festivalul de pe strada cetății se încheie abia mâine.